Acuzații la adresa poliției locale din Constanța. O familie cu dizabilități din Megidia a fost lăsată fără mașina pe care o parcase corect pe un loc destinat persoanelor cu handicap în parcarea unui hipermarket. Ei bine, un echipaj de la poliția locală a considerat totuși că mașina era parcată neregulamentar. Familia, în care atât soțul cât și soția sunt persoane cu handicap, recunoaște că a uitat să pună în parbriz legitimația dobitoare, însă spune că autoturismul avea semnele necesare care demonstrau că mașina este pentru persoane cu dizabilități. Vista mea cu semn v-ați fost izolați! Vista mea cu semn! Mi se pare normal așa ceva? Incidentul s-a petrecut când cei doi soți s-au întors de la cumpărături și nu și-au mai găsit mașina în parcare. Automobilul avea pe parbriz semnul de handicap, însă polițiștii au ridicat-o oricum, pe motiv că pe parbrizul mașinii nu era afișată legitimația care atestă handicapul conducătorului auto. Au dus autoturismul în parcul auto al primăriei. Am greșit, ok, sunt conștientă că n-am pus acea căcat de hârtie, dar nu prea mea ne-o ridicați cu semnul în față. Mașina este adaptare făcută special pentru soțul meu care o conduce, că cel este șoferul. Greșeala noastră a fost că am uitat să punem legitimația. Cei doi soți spun că cel mai mult i-a deranjat atitudinea polițiștilor. Mi-asum greșeala. Însă, mașina are semn și în față și în spate, un semn al persoanelor cu dizabilități. Și mașina era parcată pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Atitudinea domnului polițist în mod principal a fost îngrozitoare. Rămași fără mașină, bărbatul cu handicap, femeia în căruciorul cu rotile și copilul de 3 ani i-au rugat pe polițiști să-i ajute să-și recupereze mașina. Vreau să-mi aduceți mașina, eu de aici nu mă mișc, că n-am cum. Să mă duc, am ce să mă duc, mă scuzați. Eu în căruță, am ce să mă duc și copilul după 3 ani după mine. Când l-am rugat frumos să ne aducă cu mașina de poliție, domnul a spus că el nu face taxiul, el nu este taximetrist. Cei doi nu au fost amendați pentru că nu au avut legitimația în geam, însă au fost nevoiți să plătească taxa de ridicare a autoturismului în valoare de 507 lei.